Bun găsit, dragi telespectatori! Ca de obicei, ne bucurăm că suntem la emisiunea Personalitatea Zilei. De această dată avem un invitat deosebit și ne bucurăm foarte mult că lângă noi este primarul comunei Măgura, domnul Costrăș Iordache. Cum aș putea începe eu această emisiune? În primul rând, să vă spun bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit, pentru că suntem la început de an. Vă urez la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți activitate bogată, așa cum știu că ați avut și anterior. Și bine v-am găsit în casă nouă. Văd că studioul dumneavoastră este proaspăt utilat și arată super de bine. Mă bucur foarte mult și pentru faptul că astăzi avem de discutat despre o comună aflată chiar în zona Bacăului, a orașului Bacău. Eu nu i-aș spune o comună satelit, i-aș spune o comună vecină cu municipiul Bacău și de aceea sunt extrem de interesat să aflu lucruri deosebite de la dumneavoastră, pentru că una e să fie o comună, așa cum am avut în alte ediții, din inima județului Bacău, undeva între Bacău și Onești, așa cum este, de exemplu, comuna Livez, și alte lucruri specifice sunt pentru comuna Măgura, aflată imediat lângă orașul Bacău. O să discutăm foarte lejer despre această comună. În primul rând, pentru telespectatorii noștri, sigur, fac și eu ca ceilalți telespectatorii noștri sunt mai deștepți decât ai lor, dar, adică, suntem băcăuani cu toți și toți știm unde este comuna Măgura, dar pentru cei care nu știu foarte multe lucruri, vreau să lămurim anumite aspecte. În primul rând, ce populație are comuna Măgura în acest moment? Oficial, după recensământul din 2012, 4.152 de locuitori, dar am trecut cu mult peste 5.000. Comuna Măgura este o zonă în care se construiește masiv. În ultimii ani este o zonă căutată, pentru că este comuna Măgura este și o comună frumoasă și bine așezată, cu oameni gospodari, și este atractivă pentru cei care doresc să-și întemeieze o gospodărie pe teritoriul comunei noastre. Sau de ce nu chiar o afacere. Și o afacere, cu siguranță, da. Pentru că observăm tendința marilor orașe din România este de a extinde zona de servicii, zona de dezvoltare economică și sunt convins că pe parcursul anilor care urmează și Măgura va intra în atenția, dacă nu chiar a intrat în atenția oamenilor de afaceri, pentru că una e să plătești o taxă, un impozit la un municipiu care e diferit și una e să spui afacerea la câțiva kilometri de municipiul Bacău și să plătești o taxă, să fii un contribuabil la o comună imediat lângă oraș. Am observat lucrul ăsta în zona Ilfov, s-au extins zeci de kilometri deja față de București. Este atractivă comuna Măgura din acest punct de vedere, dar haideți să povestim cum ați găsit comuna când ați preluat mandatul. Ce proiecte erau în momentul acela în derulare și ce proiecte ați demarat din momentul în care ați ajuns reprezentantul acestei comunități? Nu eram oarecum străin de ceea ce se întâmplă în comuna Măgura, pentru că vin din funcția de viceprimar. În 2012-2016 am fost viceprimarul comunei Măgura și eram la curent cu proiectele care s-au derulat în primăria Măgura. Nu erau prea multe, într-adevăr, s-au încercat proiecte pe fonduri europene, pe asfaltare, pe apă și canal, însă
tot datorită faptului că nu am fost destul de atractiv pentru, în trecut, pentru investitori, nu am reușit să cumulăm punctajul necesar pentru atragerea acestor fonduri, în special pentru asfaltare. Pentru apă și canal sunt alte criterii, vis-a-vis de CRAB, de operatorul regional pe zona Bacău. În ceea ce privește atractivitatea, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru Comuna Măgura a investitorilor, cred că va crește în următoarea perioadă, având în vedere faptul că suntem exact la capătul șoselei de centură pe partea Brașovului și cred că va fi un interes major pentru investitori să vină să investească în Comuna Măgura și cred că pentru bugetul local va fi o gură de oxigen. Stăm bine și cu bugetul, nu ne putem plânge, dar trebuiește dezvoltată și comuna din acest aspect economic. Vizăm în primul rând crearea de locuri de muncă pentru ca măgurenii să poată lucra în comună, aproape și să aibă acces rapid către locul de muncă și înapoi către casă. Mi-aduc aminte că înainte de a prelua dumneavoastră mandatul, eu mergând și având rude chiar în Măgura și mergând în vizită la ei, înainte de mandatul dumneavoastră, acel drum principal care trebuia să fie cât de cât utilizabil a fost tot timpul un șantier. Dar asta foarte mulți ani, nu știu de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, de ce a durat atât de mult această lucrare, dar am observat că după ce ați preluat dumneavoastră, lucrurile s-au normalizat, adică deja viața din Comuna Măgura a devenit mult mai modernă, lucrurile și lucrările pe care le-ați avut au fost doar pe anumite zone fără a incomoda cetățenii. Mai mult decât atât, am văzut că, și aici lăsăm deoparte drumurile, am văzut că pe partea culturală ați avut o contribuție foarte, foarte importantă și aici o să discutăm, pentru că nu ne-am propus astăzi să ne fixăm un plan de discuții, dar fiindcă mi-am adus aminte, țineți foarte aproape de educație, de școli. Foarte mult. Și în acest sens aș vrea să ne spuneți cum interacționați cu directorii de școli, cum participați la acțiunile pe care le au elevii și să vorbim, chiar că am fost la o șezătoare satului, da. Satului. Și aveți și o școală reprezentativă, Brăiescu, da? Emil Brăiescu, da. Mi-a plăcut foarte mult. Cum vedeți activitatea școlară? Care sunt rezultatele copiilor? Care sunt problemele cu care vin directorii la dumneavoastră? Cum interacționați cu acești directori de instituții de învățământ? Interacționăm foarte, foarte bine și intens. Tot timpul suntem în relație cu dumnealor și atenți la doleanțele care vin din partea școlii. Și dumnealor răspund cu aceeași monedă, ca să spun așa, cu cât implicarea noastră este mai mare și rezultatele sunt mai bune. Rezultatele la școală sunt foarte bune și așa, după cum ați constatat și dumneavoastră, suntem foarte aproape, în special la crearea și susținerea de evenimente cu temă culturală și de tradiții, pentru că ne dorim tare să readucem în actualitate tradițiile noastre populare din comuna Măgura. Cred că ar fi niște minusuri pe care le corectăm, spunem noi cumva, faptul că nu am avut până în prezent un local cu denumire de grădiniță, dar am reușit să accesăm pe PNDL, prin PNDL 2, construirea unei grădinițe cu 3 grupe în curtea școlii Emil Brăiescu, care, zic eu, este mare lucru. Probabil vom stopa migrația copiilor către oraș, pentru că părinții își doresc întotdeauna cei mai buni pentru copiilor și încercăm să creăm acasă la noi ceea ce este mai bun pentru comunitate și pentru copiii noștri, pentru că ei sunt viitorul și ne străduim să fim aproape, pentru ca educația lor să fie permanentă și la superlativ, ca să putem spune așa.
încercăm să dezvoltăm rețeaua școlară. Am depus un proiect pe POR și pentru sala de sport și renovarea școlii Emil Brăiescu, unde ați filmat și dumneavoastră șezătoarea. Mai avem pe fonduri europene, am accesat construirea unei grădinițe în satul Nou Crihan cu două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit. Cred că asta va fi foarte benefică pentru că foarte mulți părinți își doresc să lase copiii după program pentru că au mult de lucru și cred că vom câștiga în fața cetățenilor, a părinților în mod special, cu aceste obiective. Ne dorim tare să fim aproape de ei și să dezvoltăm comuna în așa fel încât să-i ținem acasă. Să-i ținem acasă pe oameni, să-i ținem acasă pe copii. În ceea ce privește partea culturală, artistică, m-am implicat foarte mult împreună cu Consiliul Local. Avem tradiții populare a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, la Suhodol am organizat în fiecare an, pentru că acolo avem un cămin cultural, care este cât de cât funcțional. Sperăm că în anul 2019 să putem demara lucrările de renovare a căminului cultural din satul Măgura, din comuna Măgura, pentru care la fel am reușit să accesăm fonduri europene. Este în faza de licitații și sperăm ca în curând să avem și constructorul să ne putem apuca de treabă. Suntem aproape de școală, de comunitate, de tot ceea ce înseamnă copiii noștri. Da, iată lucruri foarte, foarte bune, pentru că am spus eu și n-am spus-o doar eu, fără educație lucrurile nu au cum să meargă bine într-o societate. Am vorbit despre copii. Hai să vorbim un pic despre cei mai în vârstă din comună. Să ne spuneți cum interacționați cu aceștia. Poate au copii plecați în străinătate, poate au nevoie și ei uneori să-i ajutați, poate nu reușesc să facă întotdeauna curățenie în fața casei. Vin pe la dumneavoastră, pe la primărie, mergeți dumneavoastră la ei. Cum interacționează cei în vârstă cu administrația locală? Interacționează bine. Am înființat serviciul de gospodărire comunală, care funcționează bine, avem 3 angajați, o autoutilitară și ne descurcăm destul de bine. Încercăm să venim în sprijinul celor în vârstă, mai ales în perioada de iarnă, acum când sunt probleme cu zăpada, toată lumea are probleme cu zăpada și noi la Măgura ne-am descurcat. E bine. E un anotimp frumos și ar trebui să vedem și partea frumoasă a lucrurilor. Iarna e un anotimp în care trebuie să te bucuri de zăpadă, de săniuș, de vulgăreală, așa cum. Iar vara, probabil că vin la festivalurile pe care le organizați. Cu siguranță la... Pe 15 august, nu? Pe 15 august de Sfântă Maria este o dată fixă. Am stabilit-o prin Consiliul Local. Așa am hotărât împreună cu Consiliul Local ca de Sfântă Maria să facem ziua Comunei Măgura. Este o zi mare și cred eu că merită și măgurenii ca măcar o dată în an să se poată bucura de un astfel de festival numai al lor, al Comunei Măgura. Intenționăm anul acesta, pentru că tot ați întrebat de bătrâni, să-i premiem pe cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme acest lucru, cred că ultima dată a fost în 2009. Sunt foarte multe familii care au împlinit 50 de ani și au depășit deja 50 de ani de căsătorie și ar trebui să le spunem cu această ocazie și la mulți ani. La mulți ani, multă sănătate. Să le dea Dumnezeu sănătate și nouă putere să putem să organizăm un spectacol în cinstea dumnealor și să-i premiem așa cum se cuvine la 50 de ani trecute pentru mulți dintre ei de căsătorie. Să sperăm că ajungem și noi să sărbătorim acest lucru. Părinții și bunicii noștri și trebuiesc evidențiați în acest fel. Dacă tot am vorbit de cei în vârstă, sigur ei sunt mai aplecați către biserică, sunt mai credincioși, sunt mai... Tineretul este prins acum de tehnologie, este prins de foarte multe lucruri, mai ales influența orașului de care discutam noi. Vreau să vă întreb cum sprijiniți parohiile din comuna Măgura. Au venit preoții la dumneavoastră cu solicitări pentru, eu știu, un acoperiș, un gard, amenajarea cimitirului și așa mai departe.
Ați alocat în mandatul dumneavoastră bani pentru susținerea cultelor din Măgura? În fiecare an. În fiecare an alocăm sume pentru fiecare parohie în parte, funcție de solicitările pe care le fac preoții parohii. Avem o colaborare foarte strânsă, foarte aproape cu dumnealor. Așa, după cum ați venit, participă toți cei patru preoți din parohiile comunei Măgura la toate festivitățile și la toate manifestările din comuna Măgura, la tradiții, la ziua comunei, cu dumnealor începem de fiecare. Am văzut la început, au ținut un mic cu dumnealor începem pentru a binecuvânta toate aceste evenimente. Pentru că sunt frumoase, sunt de suflet și nici nu am concepe să începem altfel decât cu dumnealor, pentru că sunt aproape, ei sunt cel mai aproape, ca să spun așa, de acest segment al populației din comuna Măgura, de vârstnici, care frecventează din ce în ce, și tinerii, să știți, și tinerii au început să meargă la biserici. Asta e un lucru îmbucurător. Și prin faptul că promovează și preoții promovează tradiții, merg cu colindul la toate cele patru biserici, și de Paști, și la hramul bisericii de la Răzășie, unde participă școala cu copiii, cu corul, cu tot ce avem noi în școala Emil Brăescu. Avem o colaborare bună și suntem tot timpul aproape și vom fi în continuare și vom răspunde prezent la doleanțele dumnealor. Pe măsura bugetului, știți și dumneavoastră, cum bugetul întotdeauna e... Trebuie să știe. Trebuie să echip zâi bine, da. Telespectatorii noștri că nu sunt bani foarte mulți. Nu. Bugetul este alcătuit, de fapt, din contribuția fiecărui cetățean. Bugetul este ceea ce locuitorii comunei contribuie în fiecare an. Sigur, avem surse de finanțare și aici... Știm cu toții că sunt cel puțin trei surse de finanțare. Pe de o parte, bugetul, care fiind foarte mic, nu permite lucrări, investiții foarte mari. Avem Consiliul Județean, avem fondurile europene. De fapt, aici cred că este cheia pentru dezvoltarea oricărei localități, a oricărei comune, da? Să reușim să atragem cât mai multe resurse financiare europene. Dacă tot am discutat despre aceste aspecte, să precizăm în primul rând pentru telespectatorii noștri câte sate sunt și să le nominalizați pe fiecare. Am înțeles, patru? Patru sate, patru. Da. Deci vorbim de Măgura, Crihan, Sohodol și Dealomare. Da, deci nu e o comună foarte mare, cum au... Eu știu, sunt comunități mult, mult mai mari în județul Bacău și mult mai dezvoltate, dar să știți, cu dumneavoastră și cu echipa pe care o aveți, iată, ați reușit pe parcursul acestor ani să aduceți cât de cât un plus de prosperitate pentru comuna Măgura. Vreau să vă mai întreb un aspect. Aveți o echipă cu care lucrați? Cum interacționați cu funcționarii publici pe care îi aveți în subordine? Organigrama dumneavoastră, da? Câteva lucruri despre acest aspect. Sunt mulțumiți? Li s-au mărit salariile totuși, da. Nu? Adică nu mai e aspectul ăsta, cu siguranță, îi mulțumește. S-au mărit salariile, interacționăm foarte bine. Echipa este închegată și lucrăm foarte bine în echipă și datorită lor, cu sprijinul și cu profesionalismul dumnealor, am reușit să atragem și fonduri europene și fonduri guvernamentale pe PNDL, așa cum am amintit mai devreme, și lucrăm în continuare pentru atragerea altor fonduri și demararea altor proiecte benefice pentru comuna Măgura. De altfel, am atacat și infrastructura mare, ca să spun așa. Avem alocați prin POIM, prin CRAB, pentru că am luat decizia de a ne îndrepta către CRAB, către operatorul regional. Să le spunem telespectatorilor noștri, CRAB însemnând Asociația pentru... Compania de Apă Bacău, bineînțeles, prin ADIP, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Și ne-au fost alocați 4.100.000
20.000 de euro pentru infrastructura mare pe apă și canalizare și vizăm extinderea rețelelor de apă și canal în satele Suhodol și Crihan, pentru că acolo nu avem apă și canal. Mai lucrăm la un proiect foarte important pentru obținerea licenței de pentru extinderea licenței de gaze, de distribuție a gazelor în comuna Măgura, tot pentru satele Crihan și Dealul Mare, de data aceasta pentru Măgura și Suhodol. Avem licență și deja am demarat lucrările de extindere a rețelei. Am finalizat 1700 de metri de rețea în satul Suhodol și suntem în derulare cu un proiect acum. Am finalizat licitația pentru încă 1700 de metri tot pe satul Suhodol, pentru că acolo avem licența. Ne străduim să accesăm tot ce se poate accesa, să investim în comuna Măgura pentru ca confortul să crească și să ajungem la gradul de civilizație, să spun așa, pe care îl merită comuna Măgura. Suntem zona limitrofă a orașului Bacău. Suntem vecini, practic, cu municipiul Bacău. Și nu vă este teamă că la un moment dat o să vină Bacău, domnule, extindem zona metropolitană și mergem și cu... Da, nu știu, cred că ar trebui să rămânem de sine, comuna Măgura e frumoasă și se dezvoltă. Eu așa simtam, am presimțirile mele că lucrurile vor merge bine și vom reuși să atragem fonduri, să dezvoltăm așa comuna Măgura și să o aducem la standardul de viață așa cum trebuie să arate o comună în vecinătatea unui municipiu. Vă dați seama că și locuitorii comunei Măgura au așteptări mari. Influența dinspre oraș este mare. Nu suntem la 50 de kilometri de oraș, deși și acolo sunt oameni, cu siguranță că își dorește și dumnealor să aibă confort, dar poate din mai multe puncte de vedere sunt localități care au mai mult asfalt decât comuna Măgura, deși sunt la distanțe mult mai mari. Avem un handicap aici pe care cred eu că să-l recuperăm. Pentru că am reușit și în acest sector, pe fonduri locale, deși nu am reușit să atragem, așa cum vă spuneam, fonduri europene, am dat drumul la lucrări în toamna aceasta, la asfaltare 5,4 km de drum. Am început cu zona Întrevii, urmează Coton, urmează Răzeșia, Cotonul și Armanul. Sunt dispuse lucrări aproape în toate satele componente ale comunei Măgura. Îi dăm bătăi. Deci, cum se spune? Da. Iată lucruri interesante, nu numai pentru că cei din Măgura știu, trăiesc acolo, știu exact ceea ce faceți, dar în primul rând pentru ceilalți băcăoani, cărora noi prin emisiunea noastră ne adresăm și ăsta e și rolul emisiunii noastre, este de a face cunoscut județul Bacău. Și ne bucurăm foarte mult că, iată, putem discuta despre Măgura ca o zonă în care civilizația și viața modernă se concretizează. Ați avut o susținere destul de puternică în momentul în care ați fost ales. Cam cât ați avut la sută, așa, din, dacă nu sunt foarte indiscret, când ați fost ales de către măgureni, pentru a schimba un pic modul de viață al comunei Măgura. Să știți că cam pestriț, așa să spun. Oricum, dacă ați câștigat, ați avut peste spectru, 50%. Am avut un scor destul de bun. În două tururi sau un singur tur? Într-un singur tur. Un singur tur. Și sper să rămână așa, pentru că așa este mult mai corect din punct de vedere. Am câștigat încrederea măgurenilor și în 2016 și vă rog să mă credeți că mă străduiesc zi de zi ca nu cumva măcar un pic să le cântesc încrederea în mine. Eu cred că voi izbândi doar împreună cu ei și cu Consiliul Local, pentru că nimic nu poți face singur. Astea sunt povești. Cine spune, domnule, eu și numai eu fac lucruri? Astea sunt povești și doar grandomanie și simța realității. Exact, nu. Fără echipă, fără susținere, fără oameni, nu poți face nimic. Și mi-a dat Dumnezeu oameni buni lângă mine cu care pot lucra. Am un consiliu care uneori e mai răzvrătit. Chiar vreau să vă întreb despre consiliul local. Care uneori mai răzvrătit, dar păcat ar fi să spun că nu mi-au fost alături la investițiile pe care le-am propus și pe care le-am promovat și am și câștigat fonduri europene și suntem în derulare cu foarte multe dintre aceste investiții. Nu, mi-au fost alături tot timpul. Ei sunt ca în orice familie, știți cum e.
mai sunt discuții și pro și contra, dar le atenuăm, mergem înainte și oricum, toată lumea înțelege că înainte de politică sunt măgurenii. Sunt măgurenii noștri care așteaptă altceva de la noi decât să facem dezbateri politice sau să ținem de o anumită culoare politică, să punem pedici sau să nu fim alături de comunitate atunci când este nevoie. Nu, nu. Deci să înțeleg că aveți acest principiu, campania electorală, cât durează ea o lună sau cât este campanie, după care facem politica cetățeanului, nu? Exact, exact. Mă bucur să aud acest lucru și pentru că oamenii, într-adevăr, au înțeles. Lumea a evoluat în ultimii ani. Sunt mult foarte mai mult implicați civic oamenii, sunt mult mai atenți la modul cum se face politica la nivel național, dar, încă o dată, cea mai corectă politică este cea a cetățeanului, a omului care v-a dat încredere, v-a dat un vot, iar dumneavoastră văd că vă străduiți ca întotdeauna să nu îi dezamăgiți, să fiți împreună cu ei. Este foarte bine că aud asemenea lucruri la Măgura. Haideți să mai vorbim despre alte aspecte ale care fac parte din orice comunitate, nu? Sigur. Sport, un pic, aveți un stadion, cât de cât, aveți planuri? Aveți. Sigur, nu o să vă întreb la bugetul care îl aveți dacă aveți o echipă de fotbal, dar cum? Se întâlnesc? Mai fac și sport tinerii din Măgura? N-am lăsat deoparte această latură, să știți. Trebuie să recunosc că pe acest aspect nu prea am... Da. Avem stadionul unde organizăm Ziua Comunei Măgura, pe care o cunoașteți și dumneavoastră. Care arată destul de bine. Și cred că suntem singura localitate care organizează Cupa Comunei Măgura. În fiecare an, din 1972, se organizează în Măgura, cred că au fost ceva întreruperi după Revoluție, se organizează Cupa Comunei Măgura la fotbal. Am mai extins un pic area, să spun așa, am invitat și comunele vecine și toți cei care vor să participe, pentru că și toată vara, începând din după 15 iunie, când au copii vacanță, până în luna august și după Ziua Comunei, că anul trecut am mers până în septembrie, fiecare duminică avem meciuri de fotbal pe stadionul din comună. Mergeți și dumneavoastră? Aproape întotdeauna. Aproape. Deci aproape vă place și sportul. Da, da, da. Sunt aproape de ei și am luat locul întâi anul acesta la fotbal cu echipa Comunei Măgura la competiția între primării din județul Bacău, la locul 1 și felicit aici în direct la dumneavoastră pe cei care s-au luptat, pe echipa Comunei Măgura care a pus atâta suflet. Au fost fantastici. Au mers numai în victorie. Haideți să, trăgând o linie din 2016 și până în prezent, care credeți că a fost cel mai important moment din activitatea dumneavoastră? Care îl simțiți așa cu sufletul ca fiind reprezentativ? Care credeți că a fost cel mai important lucru care s-a întâmplat în Comuna Măgura? Păi cred că sunt mai multe, nu aș putea spune că este doar unul. Cel mai importante momente au fost veștile venite dinspre AFIR că am reușit să accesăm fonduri europene în premieră în Comuna Măgura, pentru că nu am avut până în 2017-2018. Da, asta poate fi într-adevăr un moment deosebit. Nu am avut fonduri europene și toate momentele bune pe care le-am trăit alături de Consiliul Local și de comunitate, în primul rând, de oamenii noștri dragi. Sunt foarte multe momente, sunt și momente mai grele. Viața unui primar nu-i întotdeauna ușoară. Da, despre alea mai grele n-am vrut să vă întreb. Nu-i întotdeauna ușoară. E o luptă continuă. Nu poți slăbi. Deci ritmul. Nu este ușor să fii primar într-o comună. Nicăieri, cred. Oraș, comună, nu e același calibru, să spun. Dar e o luptă continuă. Nu poți slăbi ritmul sub nicio formă, pentru că timpii sunt măsurați. Termene, știți dumneavoastră. Simțiți uneori că nu ajung orele dintr-o zi, mereu vin altele, eu ca un tăvălug așa,
Sunt tot timpul probleme noi, vin oamenii uneori, la dumneavoastră. Uneori am sentimentul că nici sâmbătă și duminica probabil n-ar ajunge pentru rezolvarea tuturor problemelor. Dar tragem aer în piept, mergem înainte, găsim soluții la orice problemă tot timpul. Care este viziunea dumneavoastră? Cum vedeți în viitor comuna Măgura? În următoarele, eu știu, chiar dacă, sigur, primari, consilieri locali sunt trecători, unii mai rămân, alții se schimbă și așa mai departe. Aș vrea să văd cum credeți dumneavoastră că va fi comuna în următorii 10-15 ani? În Florida? Corect, dar ce credeți că ar mai trebui făcut pentru am discutat. Avem proiecte pentru canalizare, avem gaze, sunt în Măgura. Ce și-ar mai dori? Infrastructură, drumul, asfaltul e bun, e ok. Este bun, avem în derulare 5,4. Ce și-ar mai dori? Că dumneavoastră țineți legătura cu oamenii. Ce-ar mai dori oamenii să... Eu deja mă întreb, oare peste 10 ani ce o să mai discut cu primarii la televiziunea noastră sau chiar în ziarul nostru Bacău Press? Pentru că, într-adevăr, oamenii trebuiau să depășească acest moment cheie, cel al infrastructurii. Da. Ce credeți că ar mai trebui să... Nu știu, vă întreb așa. Eu, deși cred că multe din lucruri pe care și le doresc oamenii, deja se îndeplinesc în mandatul dumneavoastră. Așteaptă care viziunea dumneavoastră? Cetățenii comunei Măgura așteaptă cu sufletul la gură ca toate aceste obiective pe care vi le-am enumerat aici să se îndeplinească. Să se finalizeze. Să ajungă undeva, dacă vă întrerup, aveți zone unde, de exemplu, nu este curent electric, unde s-au construit case, nu? Nu avem zone lipsite de electricitate. Ba, avem în Metalbac și avem în derulare un proiect în zona Metalbac cu EONU de extinderea 2,4 km, cred că spun bine, de rețea electrică. Și acolo e finalizată licitația, avem deja constructorul, suntem la proiectare și avize. Pe această temă, așa cum a spus dumneavoastră, eu cred că va fi înfloritoare comuna Măgura în următorii 15 ani, așa ca orizont de timp să luăm 15 ani. Lucrăm foarte intens și la extinderea zonei de intravilan. Avem un lucru, introducerea în intravilanul comunei Măgura a 147 de hectare din terenul agricol la intravilan pentru construirea de locuințe și nu numai. Pentru că este cerință mare și nu cred eu că la ora aceasta agricultura se mai poate face la 2 km de oraș. Ce să vă spun? Mi-aș dori ca noi măgurenii, comuna Măgura, să devină independentă în ceea ce înseamnă bugetul local. Să ne creăm în așa fel zona industrială, îmi doresc tare mult o zonă industrială non-poluantă și sper tare să primim în viitor terenul de la DN11, de la Unitatea Militară, pe care să creăm o zonă industrială non-poluantă, pentru că să devenim și noi independenți cumva ca și buget. Hemeiușul stă foarte bine în acest sens, are hit parcul și au beneficii majore din această direcție. Cu ce alte comune vă învecinați? Cu Luizi Călugăra, Călugăra și cu Mărgineniu și cu Strugariu pe partea de vest. Am o relație foarte bună și cu colegii primari. Cu colegii primari, colaborăm foarte bine. Ne descurcăm. Da. Iată lucruri bune și, să spunem, orizontul în ceea ce privește dezvoltarea comunei Măgura sună bine. Spuneți-mi dacă au venit la dumneavoastră oameni de afaceri care au fost interesați sau dacă vă doriți să vină mai mulți, pentru că discutam chiar de la începutul emisiunii noastre. După părerea mea, Măgura prezintă o zonă de interes pentru investitori. Au mai venit oameni de afaceri, avem în derulare o colaborare, să spun așa, dacă îi putem spune astfel, o solicitare și chiar s-a demarat un proiect, pe privat, bineînțeles, construirea unei fabrici de canapele,
în, exact lângă zona despre care vă povesteam, în vecinătatea Ministerului Apărării Naționale, zona poligonului pe care sperăm să-l primim, se construiește o fabrică de canapele, vor fi create 80 de locuri de muncă și cred eu că e benefic pentru comună. Îmi doresc tare mult ca parte dintre angajații firmei respective să fie din comuna Măgura. N-au mai venit probabil investitori așa în număr mare pentru că nu avem teren la dispoziție. Aceasta ar fi varianta cea mai bună dacă am primit terenul la Ministerul Apărării Naționale, pentru care am făcut demersurile necesare, am avea ce să le punem la dispoziție, pentru că vine șoseaua de centură exact în comuna Măgura, un sens giratoriu mare și imediat este zona pe care dorim noi să o dezvoltăm în acest sens. Vin mugurenii din străinătate, mai vin acasă de sărbători? Mai vin acasă de sărbători. Mulți dintre ei s-au mai întors. Eu chiar îmi doresc să-i văd acasă pe toți, să își găsească liniștea și bunăstare aici, pentru că și-au pierdut unii dintre ei tinerețea, anii frumoși ai vieții, muncind prin străinătate pentru un trai mai bun, cu siguranță. Iată, mă bucur foarte mult că astăzi ați fost în emisiunea noastră. Ce considerați că ar mai fi important de completat la tot ceea ce am discutat noi? Păi, ce să vă mai spun? De completat faptul că suntem aproape. Măgurenii îmi sunt foarte dragi, eu acolo m-am născut, în comuna Măgura și întotdeauna am simțit că pot face ceva pentru măgureni, că pot fi aproape de ei, că le pot asculta păsurile și necazurile și că pot aduna lângă mine oameni cu care să pot mișca lucrurile în sensul bun în comuna Măgura. Și cred că voi reuși, împreună cu Consiliul Local și cu sprijinul concetățenilor noștri. Cu siguranță că vom izbândi. Am încredere în sprijinul dumnealor. Cred că cel mai mult am suferit în această perioadă de când sunt primar pentru faptul că nu mai am timpul necesar să interacționez tot timpul cu ei. Dar sper să mă înțeleagă și să își dea seama că, de fapt, a fi primar într-o comună nu înseamnă să fii toată ziua în mijlocul cetățenilor, să le dai doar bună ziua sau să-i saluți respectuos. Trebuie să și faci ceva pentru ei. Ori asta necesită timp. Alergare și dăruire, în primul rând. Iar eu dispun de așa ceva. Iată, o concluzie foarte bună, acum la final de emisiune. Trebuie să le promit telespectatorilor noștri că noi vom ține aproape de comuna Măgura, așa cum am făcut-o și până acum, am prezentat pe televiziunea noastră și vom prezenta de acum înainte și în Bacău Press, ziarul nostru tipărit care apare lunar. La primiciu, da. Despre tot ceea ce știți, au unei reporteri această vorbă care nu e în regulă, ci tot ceea ce se întâmplă în comună. Nu. Tot ceea ce se realizează, tot ceea ce este actualitate într-o comunitate, așa cum este comuna Măgura. Domnule primar, eu vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vă felicit pentru optimismul de care dați dovadă acum când trăim vremuri extrem de complicate în țara noastră. Trăim tot felul de chestiuni mai ciudate, dacă pot să, și cetățenii știu și telespectatorii noștri știu la ce mă refer, dar să știți că e nevoie de oameni ca dumneavoastră care să vadă lucrurile în mod optimist, aveți o viziune despre ceea ce este și va fi în mod special comuna Măgura. Chiar dacă sunteți lângă Bacău, eu zic că este un mare, mare avantaj, pentru că oamenii se pot dezvolta mai bine, pot face comparații între viața de la sat și cea de la oraș, iar dumneavoastră vă doresc în continuare multă putere de muncă, să fiți sănătos și să mai reveniți când aveți posibilitatea aici în studioul nostru și desigur cu mesaje pe care le vom transmite și prin intermediul ziarului Bacău Press.
Vă doresc toate cele bune și vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ne promovați atât de frumos și de intens comuna, pentru că ați fost alături de noi la toate evenimentele din Comuna Măgura, atât în presă ne promovați, cât și pe televiziune, și pe toate mijloacele. Și pe rețelele de socializare, că nu se poate altfel. Nu putem face abstracție, nu. Astea sunt cele mai la modă, ca să spun așa. Și eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, să dea Dumnezeu să ne întâlnim întotdeauna și să fim la fel de optimiști cum suntem acum. Eu nu-mi pierd optimismul niciodată. Speranța moare ultima, știți cum e, dar până ajunge la acest gând că speranța moare ultima, trebuie să luptat cu îndrăgire. Iar eu dispun de resurse pentru a lupta pentru măgureni. Nu mă las nicicum. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Personalitatea Zilei. Sunt Eugen Ungureanu și vă spun la revedere. La revedere. We'll be right back.